O asistentă medicală a fost reținută după ce ar fi furat bani sau bunuri de la persoane vârstnice pe care se ofera să le ajute în schimbul unor sume de bani după ce erau externate din unitățile sanitare. La data de 15 iunie 2023, polițiștii Biroului de Investigații Criminale în cadrul Poliției Municipiului Deva, cu sprijinul polițiștilor Secției de Poliție Rurală Ilia ai Serviciului Criminalistic în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara și ai Serviciului Operațiuni Speciale Hunedoara, în urma activităților de investigare și de cercetare penală, au reușit identificarea unei femei care, în calitate de asistentă medicală, ar fi intrat în contact cu diferite persoane vulnerabile, atât din cauza vârstei, cât și a stării de sănătate, și profitând de faptul că respectivii nu au aparținători care să îi îngrijească, se oferea să le facă diverse cumpărături, iar ulterior externării le administra tratamente la domiciliu în schimbul unor sume de bani, a transmis IPJ Hunedoara. Femeia ajungea astfel în locuințele bătrânilor de unde fura bani sau bunuri. În aceste împrejurări, femeia încerca și obținerea altor beneficii materiale de la aceste persoane, prin sustragerea unor sume de bani ori bunuri din locuințele persoanelor vătămate. Cu ocazia efectuării percheziției la domiciliul femeii, polițiștii au ridicat pentru cercetări 998 de grame de aur, precum și 15.000 de lei și 1.500 de euro, despre care se suspectează că ar fi provenit din comiterea de infracțiuni prin modul de operare descris, a precizat IPJ Hunedoara. În cauză, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva au deschis dosar de cercetare penală pentru fur calificat, iar asistenta medicală a fost reținută pentru 24 de ore, femeia urmând a fi prezentată parchetului de pe lângă judecătoria Deva cu propunere de arestare preventivă. Relatează știrile ProTV.ro.